La Timișoara se anunță cel mai important eveniment gastronomic al regiunii, Campionatul Internațional de Gătit în Aer Liber. În mintea echipei noastre încolțește deja ideea de a pune mâna pe Cupa Banatului, chiar dacă asta presupune să ne luăm la grea încercare cu cei mai mari maestri bucătari. Și iată-ne înscriși cu numărul 13 în concurs, cifră care s-a dovedit a fi aducătoare de numeroase premii. TVR Timișoara a venit cu un concept nou. Uica a propus ca să facem o ciorbă de linguri. Uica, arată lingurile ca să facem și demonstrația acolo. Noi am pus la dispoziție cea 1, apa, sarea și lingurile și am rugat ca fiecare bucătar care participă în competiția asta să vină cu ceva și să pună la ciorbă, să vedem care e solidaritatea bucătarilor din Banat. Uica, spune-le tu concluzia. Deși e o vrăjeală, vreau să vă dați seama că totul nu-i vrăjeală. Uite lingurile aici. Așa, ia să le vedem. Aoleu, s-au topit lingurile. Să știi că și lingurile de când eram eu. Uite, două linguri acolo, le vedeți? Uica, haideți să le spunem totuși celor de acasă, de fapt, în ce constă această ciorbă. E adevărat, fiecare a venit și a pus, mai mult, mai puțin, uite, asta e. Colegii de acolo care sunt maestori în tocăniță și paprika. Bravo, colegii, mulțumim foarte mult! Ori venit și ori băgat carne înăuntru, niște ardei, niște ceapă, așa. Ori mai venit niște preceni de la nu știu care hotel, și au adus atât carne de vițel și restul a pus Uica cu Veronica, după inspirație, după buzunar, după... Da, ar trebui să dăm și o concluzie la ceea ce s-a întâmplat cu această ciorbă, având în vedere că au venit doar 3 participanți. Da. Ce am zice? Breasla bucătarilor nici nu este solidară, nici nu este bogată, nici nu are timp să se uite în dreapta, în stânga și să se admire colegii. A spune că sunt invidioși, dar mai degrabă de lăsători. Ciorba de linguri a ieșit însă pe gustul juriului internațional, deși a fost o zeamă de criza solidarității bucătarilor înscriși în concurs. Știți cum a ieșit zeama? Ca la mama acasă! Creativitatea ideii a fost punctată cu vârf și îndesat de jurații străini, hotărâți să preia conceptul și în alte competiții gastronomice. Dar echipa noastră surprinde și la alte capitole, iar publicul savurează show-ul culinar prezentat de Uica. Concurăm cu obiectul ăsta pe care bănățănii îl mai știu numai ăia bătrâni. Așa. Țest. Așa, e adevărat că obiectul ăsta de care spui de bucătărie a adunat toată lumea în jur. Da, și toată lumea se uita, spunea, a norozit Uica și a venit aici cu clopotul de la biserică. Cu... Ia să vedeți acum. Uite așa se face. Hopa! O pita! Pita bombă! Vedeți? Pita umplută cu cârnat, cu costiță, cu șonc, cu tot ce e mai bun pe lumea asta. În mod normal trebuie să o dau la juriu, dar mă doare sufletul. Cred că mă ascund după colț, o mânc eu pe toată. Ați mâncat vreodată pâine în țest? Nu, n-am avut ocazia. Dar vi se pare interesant? Foarte interesant. Uite, mai avem aici un domn care a savurat momentul în care Uica a ridicat capacul și ați văzut pita. Ați mâncat vreodată pita în țest? Nu. Până la urmă vă dat pe spate și pe dumneavoastră. Reușim și cu juriu? Ce ziceți? Da. Tu mai ai aici niște surprize. Ia uite aici. Ia. Cu chiu cu baia am făcut rost de niște clisă de purcel, a avut 60 de kilograme, adică mai mult de lapte, nevinovat că n-a fost niciodată în vizită pe la scroape, cu niște ardei copți din ăștia bebeluși, au ei un scop, o salor. Sunt fragezi, potriviți cu carnea de purcel, dau semințe înăuntru și devin aproape crocanți. Și clisa asta o să o punem
tot la concurs, alături de un platou rece, Vera. Hai să le arătăm oamenilor că ne-am chinuit amândoi. Ia uite ce e aici. Un crump copt umplut cu un sos făcut din smântână și usturoi și mărar. Aici un ardei umplut cu brânză, era să zic că e umplut cu mâna. Umplut cu brânză, costița, fumături și ciuperci. Niște roșii, niște castraveți, ceapă. Și lângă ele o să punem niște peliuțe de slănină crocantă. Și iese o bunătate. Și asta e probă de concurs, creație. Mi-a plăcut asta, gestul ăsta al tău. Păi, adevărul că am gătit toată ziua, dar mi-s orb de foame. Oameni buni, v-am arătat cu ce concurăm noi. Hai să vă arătăm ce se mai întâmplă în târgul ăsta. Cine sunt oamenii care se bagă în seamă, care vor să se dueleze cu echipa de la Ca la mama acasă sarea în bucate? Cei care cred că pot să devină mai buni ca noi. A, deci nu tu crezi că poți să devii mai bun ca altul, deci eu... Nu, eu știu asta deja. Hai să vedem cine sunt ceilalți concurs. Haide! Campionatul a adunat de împreună bucătari profesioniști, dar și amatori. Publicul timișorean a putut să-i vadă la lucru pregătind de la rețete tradiționale uitate până la cele mai sofisticate mâncăruri. Pe lista de concurs au înscris deopotrivă bucătari din Banat, dar și de peste hotare din Republica Moldova, Israel, Palestina, Iordania, Siria, Franța și Irlanda. Fiecare sperând la un titlu sau o distinție care îi poate aduce recunoașterea internațională în peste 93 de țări. Dar noi nu ne lăsăm mai prejos, meniul pregătit atrăgând toate privirile și interesul publicului spectator. Auzi? Da? Spune-mi, Iuca, ai emoții? Eu sunt da, ca la școală! Unde să fiu emoțional la chestii din astea? Eu sunt sigur pe mine! Uite, oala pe care am primit-o de zestre de la mama, așa. Rețeta de pită pe care a primit-o ea de zestre de la mama ei, așa. Aici e invenția noastră la care am contribuit, designul Veronica a făcut așa. Ce mai? Uite, da, aici avem, vezi o că surpriză. Sunt și inscripționate. Da, da, vezi da. Ce scrie aici? Locul întâi, da. Aici scrie Marele Premiu, așa. Și aici scrie Trofeul Campionatului. Aici facem o demonstrație specială pentru juriu. Auci, că arde! E, uite, e apă caldă, da. Ca să nu împlenească bolovanii, pentru că țin la ei că sunt zestre de la stră. Piesa de rezistență a lui Iuica este ciorba de bolovan, trebuie să spunem, a? Absolut! Deci, oameni buni, vi-l puteți voi închipui pe Iuica emoționat, să-i piară piuitul, să nu mai aibă tupeu. Doar în fața blondelor. Da. Îs două blonde la colț acolo. Dacă fă cumva să dispară de aici, altfel îmi pierde piuitul. Vine juriu, Iulius. Ai grijă, călare pe situație. Ne cam tremură ușor genunchii, căci campionatul internațional de gătit în aer liber este singura competiție gastronomică continentală din România, certificată de Asociația Societății Bucătarilor Șef din lume. Greutatea evenimentului a fost dată și de membrii juriului, pe care Iuica, Mihai și echipa TVR Timișoara i-a impresionat însă la proba de prezentare cu ciorba de bolovan, realizată instant în fața acestora. In 50 minutes, it's ready! So, you can go home, please! Pita în țăst ruptă în mâini a surprins prin inedit și gustul nemaipomenit, iar creativitatea a fost punctată prin zeama solidarității. I've never seen anything like this, and the bread is the most delicious bread I think I've ever had. So rich, generous. And then it takes it up with his hands, breaking the bread. It's a whole symbolic thing to share the bread. You're the best. Mă bucur că veniți cu astăzi și ne întâmpinați cu astfel de preparate.
pentru că asta fascinează publicul și pe noi profesioniști. Nu e ceva monoton. Asta e cu ceva nou. I did like the idea of the pot over there to combine from every chef an ingredient. Second thing, the traditional baking, it is amazing. The third thing, the idea to cook the vegetables with the hot stones, it is creativity, and I really, really appreciate that. It is very fantastic. For me, it is something new. Not new in profession, new to see it around here. So, great. Sunteți atât de originali în toate și ne-ați mirat la toate probele, hai să zicem. Suntem foarte plăcuți, surprinși, fiindcă sunt tradiții vechi, care sigur că ele trebuie să reînvie în bucătăria noastră tradițională românească și suntem mândri că suntem români și putem face așa bucate gustoase, frumoase. Uica, plângi? Plângi? Nu, în niciun caz nu, da? Plâng. Zi, hai zi. Deși ar trebui să plâng, pentru așa, că astăzi Uica Mihai s-a, da, aflat aici, în vecinătatea unor bucătari adevărați, oameni cu ștai. Așa. First Lady a gastronomiei românești, domnul Melian, pe care eu îl consider bucătar de ștai și de nu așa. Așa. Și alături de ei Uica Mihai, care și el acolo a făcut o ciorbă care de bălăvan. Cu Veronica, care l-a bâzăit toată ziua, dar ce bagi aia, nu băga mărar, că nu-mi place, nu aia, nu aia. Păi trebuie să fac și eu ceva, nu? Da, cu ajutorul lui Dumnezeu. Chiar dacă nu câștigăm nimic, Uiga. Cu inspirație, cu transpirație, cu 4 doze de bere fără alcool, că nu mă lasă nemțai ca să mai beau cu alcool. Așa, așa, cu multă veselie, ne apropiem cu multă de un premiu. A, amănunte aflat, urmărind emisiunea Sarea în bucate. Și ca la mama acasă, după principiu că stomacul deștept ține mintea sănătoasă. Alte amănunte pe blogul lui Uica Mihai, www.uicamihai.blogspot.com. Dar nu contează ce premiu luăm, Uica. Hai că a fost o zi extraordinară. Premiul cel mare e că am avut atâta lume în jurul nostru și m-am țucat cu 20 de muieri și acum mă duc să o țuc pe a 21-a. România! Hai să ne țucăm! Ca răsplată pentru prezentarea în concurs echipa TVR Timișoara și Uica Mihai, au fost răsplătiți cu premiul întâi de creație Radu Anton Roman, premiul Gastrocultura și locul 2 al Federației Somelierilor din România. Acestea nu fac decât să ne mai certifice încă o dată în fața voastră publicul nostru.